Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetare a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. În această săptămână am încercat să arăt un adevăr care este foarte mult ignorat, extrem de mult ignorat. Și de fapt este ignorat pentru că dușmanul nostru, care este șiret, de aceea a ales animalul cel mai șiret din grădină, când a vrut să distrugă omul. Și aș vrea să, din nou să citim acel text, înainte să continuăm. Să-ți arată, de fapt, în ce constă cu adevărat puterea lui Satan. Satan, adversarul nostru, nu este de multe ori cum se prezintă cel mai puternic, hai să zic, înger și apoi s-a răzvrătit. Există înger mai puternic decât el. În Apocalipsa citim, un înger a venit, l-a luat, l-a legat și l-a pus într-o închisoare pentru 1000 de ani. Și nu ai cum să legi omul tare dacă tu nu ești tare. Și totuși, este numit Satana cel care înșală tot pământul. Abilitatea lui de înșela e extraordinar de avansat. Și nu înșală doar pe pagani sau pe cei pierduți. Aici deja avem o problemă pentru că considerăm că e înșală. Sigur, pe cei care sunt pierduți, sigur că e înșală. Sigur că mintea lor este orbită. Dar greșeala mare este când avem impresia că noi suntem imuni la înșelăciunile lui. Ce a făcut în Geneza și apoi încerc să vorbesc despre ce încerc să arăt cu alte cuvinte. Deci, în grădină, ce face el? Putem să ne uităm. Geneza 4. Geneza 3, când el intră în în discuție, în conversație cu Eva. Deja Eva este în mare pericol. Nu a folosit forță, nu a luat el mărul și a zis, Eva deschide gura și îți spun mărul în gât, că vrei sau nu. Doar a vorbit. Doar a vorbit. Dar pentru că este șiret, vorbele lui extrem de periculoase. Biblia zice așa. După conversație că au avut, de la versetul 1, versetul 2, versetul 3, versetul 4 și 5 au această discuție, la versetul 6, Biblia zice, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Aș vrea să înțelegi. Ce a făcut înșelător aici? E ceea ce face totdeauna. Și anume, va instala în mintea victimei
au mode de a gandhi car il était défavorable. On s'est dit qu'il a dit non. Va installer. Prin vorbe, prin cuvinte, prin învățătură, va instala un mod de a gândi care este daunător pentru persoană, pentru victimă. Eva, ea singura a luat cu propria ei mână, dar de ce? Pentru că cel rău a reușit să instaleze în mintea ei un anumit mod de a privi, un anumit mod de a percepe, un anumit mod de a gândi, de a vedea, dar care era distrugător, care era în defavoarea ei. Dar din moment ce șapele a reușit să instaleze acel mod de a vedea și de a gândi, șapele știe restul tu singur o să faci. Și asta face înșelătorul. Să instaleze în modul nostru de a vedea și de a gândi lucruri eronate care atunci când le aplicăm ne facem rău cu propria noastră mână. Și te rog ce o să spun acum. Ascultă măcar până la sfârșit. Nu o să fiu lung. Dar ascultă până la sfârșit pentru că îți voi dovedi biblic din Scriptura. O să-ți iau cel puțin două versete. Unul din Vechiul, unul din Noul Testament. Pentru a confirma, pentru a-ți arăta ceea ce îți spun acum. Un mod de a gândi, un mod de a vedea foarte răspândit printre creștini, dar care este extrem de dăunător. Pentru că cel care a inspirat acel mod de a gândi nu este Dumnezeu, pentru că nu este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Din Geneza, când ne uităm deja la conversație între șarpele și Eva, vedem că subiectul conversației între șarpele și Eva nu este despre artă, nu este despre distracție, nu este despre sport, nu este despre nu știu ce alte subiecte care puteau să existe. Subiectul discuției între șarpe și Eva este ce a zis Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. El a zis femeie, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? De subiectul discuției e chiar cuvântul lui Dumnezeu. Doar că șarpele vine, ia cuvântul lui Dumnezeu și îl pervertește sau îl schimbă, îl distorsionează. Dar știe să lucreze foarte bine cu cuvântul lui Dumnezeu. A venit la Domnul Iisus și a zis, este scris că El te va purta. Ia aruncă-te. Și Domnul Iisus zice, da, dar este scris să nu-L ispitești pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu diavolul, dacă cunoști doar o parte din Scriptura, te va înșela. Trebuie să fii în stare să spui, da, e scris într-adevăr asta, dar mai este scris și asta. De aceea ceea ce spui acum este greșit. Ok. Noi știm foarte bine că Dumnezeu este atot puternic. Noi știm că ceea ce gura lui spune, mâna lui face, pentru că este atot puternic. Însă, modul de a gândi care spune, pentru că Dumnezeu a zis ceva, neapărat se va întâmpla, trebuie studiat foarte bine în ce context se întâmplă așa. Și în ce context nu se întâmplă chiar așa. Pentru că da, multe texte din Scriptura
ne vorbesc de puterea lui Dumnezeu, ne vorbește când el spune, are puterea de a face, nimic nu este greu pentru el, dar tot Scriptura ne vorbește de cazul unde Dumnezeu a zis un lucru. Și acel lucru nu s-a întâmplat, nu pentru că Dumnezeu nu avea putere, dar pentru că omul nu și-a făcut partea. Dumnezeu nu așa a zis poporul lui, te voi scoate și te voi duce în țara unde cod de lapte și miere. Ba da, a zis asta. Dar oare generația de adulți care au ieșit din Egipt au intrat? N-au intrat. Nu li s-a întâmplat asta. De ce? N-au crezut pe Dumnezeu. Deci trebuie să fim extrem, e foarte subtil. Pentru că, de exemplu, când spun, nu totdeauna când Dumnezeu spune se întâmplă neapărat, unul poate avea o reacție efervescentă, să zică, pe cum așa? Dumnezeu a tot puternic, cum poți să spui așa ceva? Dacă nu este atent la contextul în care spun asta. Nu e vorba să zicem că Dumnezeu este destul de puternic, dar e vorba să arătăm că Dumnezeu în planul lui, unele lucruri nu se întâmplă fără ca omul să-și facă parte. Deci trebuie să avem mare grijă. Și modul ăsta de a gândi, a distruge în continuare multe vieți, pentru că multe vieți nu se ridică la ceea ce gândea Dumnezeu. Pentru că este această filozofie, oh, dacă Dumnezeu vrea, oricum se întâmplă. Hai să spun un adevăr. Fără că tu să-ți faci parte, mă îndoiesc. Și hai să-ți arate asta din Scriptură. Și aici nu vorbesc de planul global al lui Dumnezeu, care oricum se întâmplă. Vorbesc de ce Dumnezeu spune despre viața noastră, care ar fi bine să se întâmple, dar dacă nu înțelegem că avem o parte, ceva să facem, ca să se întâmple, suntem deja înșelat. Chiar miercuri aceasta, poți să găsești link-ul, miercuri am postat link, la rugăciune am vorbit de faptul că la un moment dat am vorbit de faptul că Petru, deși Domnul Iisus i-a zis, când Petru întreabă, ce vrei să fac, Doamne? Domnul Iisus îi spune, du-te în cetate, ți se va spune ce o să faci. S-a dus în cetate, dar fără acele 3 zile de poștă și rugăciune, n-a venit Anania. Oui. Ok, poți să te uiți ca să vezi detaliile. Acum deja ora e înaintat, am zis, nu o să fiu lung. Cele 2 texte despre care ți-am zis, le voi citi mâine, o să iau mai mult timp, că este sâmbătă. Le voi citi mâine, aș vrea să-ți arăt că este o mare minciună. O mare înșelăciune. Să crezi că, de exemplu, pentru că Dumnezeu să zic, trimite la tine un cuvânt. Zice, uite, o să fac asta în viața ta. Și tu să stai în mâinile, în sân, adică stai degeaba, zic că dacă a zis o să se întâmple, e o mare înșelăciune. Și o să-ți arată asta în Scriptură. Și nu o să se întâmple nu pentru că Dumnezeu nu este puternic. Nu o să se întâmple pentru că nu-ți faci parte. Simplu. Hai să închei cu un exemplu care toată lumea le înțelege. Bun. Dumnezeu vrea că toată lumea să fie mântuit. Nu-i așa? Întrebare, toată lumea e mântuit? Nu. Pentru că planul de mântuire implică și alegerea omului. Punct. Deci Iisus a murit pentru toată lumea, dar nu toată lumea e mântuit. Oare Dumnezeu nu vrea ca să fie mântuit? Ba da, Scriptura zice foarte clar, vrea că toată lumea să fie mântuit. Dar de ce nu sunt mântuit? Pentru că acest plan nu se întâmplă fără participarea omului. Când e vorba de planul de mântuire, înțelegem acest principiu. Dar nu știu de ce, în alte aspecte, nu vrem să înțelegem.
Prends-tu pour le respecter? D'accord, ok. Alors, faut que nous, quand je t'en ai dit, blessé, verset télé des cas, et tiens, zis, va vous aller chiter, c'est moi, mais, d'accord, la chiter à quoi ma cheville, pralong. Dieu me laisse, ça t'est bien écrit, t'es.